bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție dedicată culturii, unei discuții care ar trebui să ne preocupe pe majoritatea dintre noi, pentru că sunt foarte multe lucruri ciudate care se întâmplă sau sunt lucruri care nu se întâmplă, deși noi ni le tot dorim, unii dintre noi se pare. Alături de mine este un om foarte apropiat și prieten al acestei zone a culturii, pentru că îl recomandă și anii de experiență și viața dedicată acestui domeniu. Ioan Coriolan Gârboni, managerul Filarmonicii Banatul din Timișoara. Și de ce nu trebuie să spunem că aceasta este unul dintre puținii experți în materie de management și marketing cultural. Mulțumesc! Salut! Întâmplări despre care vorbeam puțin mai, că se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri, unele plăcute, altele surprinzător negativ pentru noi, surprinzătoare și într-un sens negativ. Inclusiv un concurs în care un om cu experiență vastă a fost evaluat într-un mod, hai să spunem, invocat de către cei care au făcut-o a fi în litera legii. Cum este de fapt? Că noi n-am avut ocazia să vorbim în spațiu public. Zic că lumea este plină de experți în toate domeniile, mai ales în cultură, în agricultură, în fotbal, toată lumea se pricepe. În medicină, mai nou? În medicină nu, că acolo poate să babă să dea aspirină și un ceai, nu. Dar în cultură toată lumea se pricepe, toată lumea organizează festivaluri, toată lumea știe să cânte trei note la pian și e expert. Mai nou, am văzut foarte mulți oameni care au terminat un conservator. Acum una să termin conservatorul, când am dat eu am fost 17 pe un loc, pe un singur loc. Acum sunt eu unul pe 17 locuri. Nu reușesc să intre la filarmonică sau la operă, își deschid câte o fundație și merg la câte un partid, link clanțele partidului și apoi ajung director și mare expert cultural. Asta este noua modă, se pare că prinde peste tot. Nimeni nu dorește oameni care să aibă expertiza necesară. Toată lumea le trebuie yes man și așa mai departe. Vă explicam că toată lumea e expert. Inginerii, veterinarii, doctorii, toată lumea au devenit mare expert în cultură. Cum ne trezim noi să punem de fiecare dată în comisii care ar trebui să ia decizii sau oameni care ar trebui să studieze legi și să le întocmească, să facă proiecte de legi, oameni care nu au cunoștințe elementare, se califică la locul de muncă în domenii care sunt strategice până la urmă pentru o societate și normală și care ar trebui să aibă oameni echilibrați, adică o societate echilibrată. Și noi totuși ducem niște oameni care să se pronunțe asupra tuturor aspectelor. Știți, eu fac parte, adică în decursul anilor am făcut parte din multe comisii de jurizare ale altor directori, inclusiv directorul Filarmonicii din București la Ateneul Român. Am fost invitat de minister să fac parte din comisii. Foarte multe filarmonici și opere din țară. Deci am experiența jurizării. Bineînțeles că ceea ce s-a întâmplat în cazul meu este o chestie de comici vestiți a ecranului. Pentru că am avut un director de 2 luni de zile pus, mi se pare că era chiar interimar, s-a reușit cu studiile neconfirmate. Deci nici care dintre cei 3 care m-au jurizat nu aveau nicio experiență în a juriza. Și mai trebuie să vă mai explic cum e cu jurizarea asta în arte, că lumea nu înțelege. Aici am vrea să zic câteva detalii. Ce înseamnă jurizarea în arte? Păi, există 2 legi. O lege în care spune, legea asta se referă la proiectul de management. Deci îți depui un proiect de management pentru ce anume ai de gând să faci. Și există o altă lege care se referă la ceea ce ai făcut, care îți analizează și îți dă o notă pentru activitatea trecută. Adică da? Dacă ai făcut ceea ce ți-ai propus la începutul exact. Mandatului. Deci ai un proiect de management care a fost depus și după 5 ani de zile se verifică cele 2. Evaluarea. E singurul caz din România în care primăria din Timișoara, luând foarte multă lumină de la primarul nostru Friț,
au făcut așa legea care se referă la proiectul de management, au aplicat-o la mine. Și deși eu am fost jurizat după altă lege, ceea ce din start este ilegal. Care lege? Păi, ei au luat legea pentru evaluarea proiectului de management și au aplicat-o la proiectul meu de activitate trecută. Și să înțelegem așa, proiectul de management primul a fost cel care v-a pus în funcție, cel care a permis. Nu, eu am, sunt de 15 ani, iar ultimul proiect de management al meu, care a fost evaluat în fiecare an, am luat nota 10 sau 9-90. Deci a mai fost odată evaluat acest proiect deci de acest, management? Nu proiect de management, acest raport de activitate. Raport de activitate. Da? Deci raportul meu de activitate acum la 5 ani, deși a fost evaluat de nota 9-98, da? A mai fost evaluat de către o comisie care nu avea nicio expertiză în domeniu după altă lege. Și eu nici n-am observat, pentru că decât jurista mea a spus, domnule, este ilegal ce se întâmplă, că e altă lege. Eu am încercat să spun la primărie, ei au zis că nu și m-am trezit în caz fericit că sunt cu 30 de sutim sub dreptul de a depune un nou proiect de management. Deci jurizat, vă spuneam, de un medic veterinar, președintele Comisiei de Cultură și de încă doi directori, fără niciun fel de expertiză sau cunoștință. Nu mă întrebați de ce. Ce înseamnă 30 de sutimi în evaluarea unui om cu o experiență atât de mare? Adică ce poate să... Ce creează diferența față de 30 de sutimi? Faptul că între cei doi directori de filarmonie și asta au fost aproape două puncte diferență la jurizarea de interviu. Deci a fost o directivă politică pusă, ce atâta să ne ascundem după degete. Da, corect, pentru că la un moment dat trebuie ca lucrurile să înceapă să fie foarte clare pentru absolut toată lumea. Eu zic să nu discutăm prea mult despre asta, pentru că oricum am dat în judecată. Asta vreau să vorbim. Este un caz aproape similar ceea ce s-a întâmplat cu directorul de la Teatru German, Lucian Vârșăndan, care a câștigat și s-a întors înapoi. E foarte clar că și la mine sunt niște greșeli legislative imense. Asta și nu se contestă o evaluare în sine, și nu contestăm evaluarea în sine, ci se procedura. Se contestă în primul rând procedura, care a fost completamente greșită. Și deși am explicat, am făcut contestații, dată ei merg să nimeni mai departe. Acum vreau să vă zic foarte sincer, eu m-am consultat cu avocați mulți, inclusiv cu pensionari, care mulți din justiție, cu judecători, cu procurori, toată lumea spune, dar nici nu se pune problema, este o aberație. Deci toată lumea spune, toată lumea din domeniu, că este o aberație legislativă, o procedură complet greșită, primăria merge înainte. Foarte bine, luăm lumină de la domnul Neamț și văd că mergem înainte pe o altă. Deci este absolut, nu frustrant, este puțin, m-a spus, este deja comic deja ceea ce se întâmplă, dar este problema lor. Sunt convinsă că poate nu neapărat primarul a fost cel care a luat ba da, pentru că așa am crezut și eu că nu era luat, e vorba și de oamenii din jurul lui, sunt niște hârtii semnate de el. Au fost niște greșeli foarte mari făcute, vă spuneam, legislativ. A încercat să dea, dându-și seama de greșeli, pe vina pe toți ceilalți oameni care oricum nu puteau să facă decât ceea ce spunea el. Dar asta, cum să vă zic eu, în viitorul Timișoarei nu are nicio importanță eu ca persoană, pentru că eu oricum asta o să-mi continui activitatea. Problema se pune, ce se întâmplă în 2023 cu un președinte al Comisiei de Cultură a Consiliului Local Timișoara, medic veterinar. Nu știu dacă vă dați seama, exact ca și cum a spune pe mine, să fiu președintele medicilor din Timișoara. Eu care nici nu știu cum arată un bisturiu bine. Deci este vorba de competență și va fi jala de pe lume în 2023. Vă spun dacă vom continua cu acești oameni. Vorbim despre dumneavoastră și eu trebuie să spun că am făcut o documentare destul de scurtă, dar este exact ceea ce trebuia și să îmi creioneze un portret al unui om care este legat de artă încă din fragedă pruncie. Trebuie să spunem că ați absolvit și liceul de muzică Ion Vidu din Timișoara. Preocupat că vorbeam la un moment dat de când erați copil și se participa la acele manifestări de pe vremuri la care am împărtășit amândoi experiența și amintirile, cum mergeam la cântarea României și fiecare cu talentul, eu cu recitatul și cineva cu vocea, că era altfel. Sunteți absolvent al Conservatorului Ciprian Vorumbescu din București și sunteți un om
care a dobândit competențe în tot ceea ce înseamnă partea de autorizare în impresariat artistic și în management artistic. Da, s-am făcut la specializare începutul perioadei, management cultural. După care am ținut cursuri de management cultural, inclusiv la Institutul Național de Administrație Publică. Adică, deci am avut expertiza necesară și pe proiecte europene. Semnătura mea a contat la diploma anumitor oameni. Deci am expertize în domeniul ăsta, dar niciodată nu m-am lăudat cu ele. A fost o chestie trecută în CV pentru că, în definitiv, măsura noastră sunt tot faptele. Degeaba spun eu că sunt expert dacă nu reușesc nimic să fac. Eu prefer să spun că nu sunt nimic, dar să se vadă ceva în jurul meu. Pe de altă parte, trebuie să spunem că și zona de management nu vă este foarte străină, că veniți din tot ce înseamnă zona de antreprenorială înainte de a fi. Aveți o expertiză, știți să atrageți fonduri și vorbim de proiecte pe care le-ați scris inclusiv pentru Filarmonică. Ne aminteam tot împreună că atunci când ați venit prima dată cum arăta sala Capitol și în primul rând, când am venit eu în 2006, noi nu aveam sala Capitol, cântam la liceul de muzică. Ne dezbrăcam prin parc pe acolo. Între timp, înainte de a fi director, reușisem să modernizez sala Capitol și să fac o scenă în curtea liceului de muzică și în 6 luni de zile am reușit ca să iau sala Capitol înapoi cu ajutorul ministrului Iorgulescu. Dar să vă zic că am băgat peste 1,5 milioane de euro dovediți în această instituție, bani alții decât banii de la bugetul local. Asta proiecte europene, fonduri atrase și sponsorizări foarte multe, multe de tot, vă spuneam. Și nu-mi pare absolut deloc rău. Acum, când o să-mi expire mandatul, colegii mei măcar stau într-o sală care iarna e călduroasă, vara este răcorită, sună bine, e curată, cum să zic, este predată la cheie. E mare lucru. Grădina de vară sper să se refacă. Problema este că ce facem cu minciunile? Ei, aici este că la un moment dat ne propunem și vrem ca să încercăm o curățare. Măcar să încercăm să mai subțiem un pic din stratul ăsta de minciună și nu numai. Și minciuna, cât nu este dovedită, hai să zicem că poate să rămână. Dar când este evidentă, ar trebui să ne facem și noi datoria și să o subliniem. Am vrea să știm, e adevărat că cerem și am cerut de mult mai multe ori un drept și să ni se explice și nouă care sunt criteriile prin care se face evaluarea. Nimeni nu neagă nevoia de a face o evaluare într-un management. Este așa o cere fișa postului, așa se face, așa e normal. O lege e destul de clară, din păcate există o singură portiță. Eu nu sunt subordonat ca instituție primarului Timișoarei. Noi suntem subordonați Consiliului Local. Deci consilierii trebuiau să voteze, consilierii n-au votat nimic. Inițiativele primarului, chiar dacă face prin ordine de primar, trebuie votate de Consiliul Local. În toată țara se face la fel, să știți. Inclusiv nota finală se votează de Consiliul Local și apoi se trimise hotărârea Consiliului Local la prefectură pentru... La noi nu se face asta pentru că spune că este atribuțiile domniei sale. Mă rog, altă alegere. Dar știți ce este foarte, foarte grav? Pe lângă toate, mă rog, neregulile astea care, într-adevăr, sunt multe. Faptul că ni s-au promis foarte mulți bani. Știți că Filarmonica, de 2 ani de zile, toată lumea spune, aha, o să vină 76 de milioane de lei noi, ceea ce înseamnă o sumă destul de importantă în euro, pentru Filarmonica Banatu și pentru Grădina de Vară pentru 2023. Ultima discuție avută cu primarul Fritz la sediul Filarmonicii, care am arătat clădirea din pivniță până sus și vă spuneam la discuția precedentă, am exprimat de banii care vin și că o să vină bani pe PNRR. Eu știam că pe PNRR Filarmonica nu era prinsă cu niciun fel de finanțare. Și i-am spus, înțeles că la deranjat nu există, o să vină bani și vom construi o filarmonică nouă și așa mai departe. E, nu numai că ați văzut mai nou în presa au ieșit și au spus că nu sunt bani pentru filarmonică și că o să fie ceva bani pentru cinemauri, că de fapt banii n-au fost niciodată. Și deci se încearcă acum să se spună că de fapt banii se trimit pentru modernizarea cinemaurilor.
Cine merge la film? Nu merge nimeni când sunt multiplexuri la mall sau așa mai departe. Lumea stă acasă, comod, se uită la televizor. Bine, am înțeles că o să fie cu altă destinație. Nu există acești bani, credeți-mă. Deci a spus că o să vină bani mai puțini și pentru că nu sunt bani pentru filarmonică, se vor face niște reparații și restul se vor băga în cinematografe pentru a li se da unor fundații și asociații. Dar mai grav este alta, că între timp am luat o amendă de 21 de milioane de euro. Și pe lângă amenda asta de 21.000 de euro, de milioane de euro, mai suntem obligați să mai cumpărăm tot de 21 de milioane titluri de certificate verzi. Ceea ce înseamnă că aportul actualei conduceri este de minus 41-42 de milioane de euro din stat, ceea ce înseamnă 17% din bugetul primăriei. Știu că o parte dintre certificate s-au cumpărat, aportul va fi un pic mai mic, dar mai sunt multe alte amenzi. Acum, în 20 iunie, urmează să primim o altă sumă, dar de data asta este o datorie către statul român, care a fost la un moment dat reeșalonată și nu s-a plătit și o să vină și asta. A fost subiectul unei emisiuni. Deci statul, primăria are de plătit multe lucruri care se puteau face altfel. Asta înseamnă management, pentru că tocmai de asta vorbim. Sunt unii care au atras fonduri și a căror evaluare sau în a căror evaluare nu s-au regăsit aceste elemente, dar avem pregătită o să pregătim, pentru că puțin înainte de evaluare ați primit o diplomă de recunoaștere chiar în zona de management cultural și în zona de am pus mâna pe ea. Da, acum 3 ani de zile am fost declarat managerul anului. Acum, într-adevăr, am primit o diplomă de la Ministerul, de la Uniunea Compozitorilor, în care mă felicita pe mine personal și instituția pe care o conduc pentru modul extraordinar în care ne-am implicat în sărbătorirea 100 de ani. De altfel, am fost singura instituție care am primit această diplomă. M-a bucurat și m-a onorat, pentru că nu este numai mea, este și a colegilor mei și a celor care s-au ocupat de festivalurile de muzică românească și de muzică contemporană. Dar iată că diploma a venit cu o săptămână înainte și exact după o săptămână înainte am fost evaluat de către domnul doctor. Pentru că nu vă lăudați și pentru că nu ați pus-o în ramă. Am să stau așa cum sunt toată lumea, știți, la televizor, la zumeci, când spun vă rog să vă vaccinați, am să mă lau și așa și am să iau o poziție de drept și am să spun domnilor, îs premiant, am diplome așa. Nu mă laud, aveți dreptate ce spuneți. Eu cred că tăcerea e mai bună câteodată și faptele vorbesc mai mult decât exact. De roșenia. Vreau să vorbim un pic despre neputința noastră în contextul în care ne pregătim și ne zbatem deja de 2 ani, 3 ani să creăm și să coagulăm, să omogenizăm un grup care să se apuce și să dea startul unui proiect pe care, dacă se întâmpla să fie anul ăsta, nu eram un eșec care făceam în conjurul Europei? Încă nu se știe dacă nu va fi un eșec. Trebuie să vă spun, eu sunt prieten cu un foarte mare grafician, un mare artist, un mare român, e vorba de Ștefan Popa Popas, cu care ne știm din epoca de piatră, deci de foarte mult timp ne știm. Sunt peste 40 de ani de când ne cunoaștem. Vă dați seama că eram studenți de când ne cunoaștem, nu era nici el însurat. Am fost la nunta, prima lui nuntă, deci ne știm bine și suntem prieteni buni. Ne măscărim pe la telefon, Doamne ferește să ne înregistreze cineva, pentru că na, suntem ca și doi bătrânei din aia, pensionari, gura livi. Nu stărniți. El a fost ales acum în bordul Asociației Timișoara Culturală Capitală. În momentul în care s-a anunțat că primăria se va retrage și că nu mai dă niciun fel de bani. Acum, Ștefan Popa Popas, nu știu dacă noi ne dăm seama cât de important este acest om pentru Timișoara. Este singurul grafician care are picturi expuse la Vatican. Este una dintre persoanele care are fotografii și filme cu toți marii președinți ai lumii. Unde merge el să stă la coadă pentru caricaturile lor? Este deținător al recordului World Guinness Book pentru cel mai rapid. Exact ce spuneți dumneavoastră, asta ce se întâmplă cu noi, pune întrebarea asta. Dom'le, ce se va întâmpla dacă nu coagulăm un grup de intelectuali și de oameni din media pentru 2023, o zice, o să ne facem de mirul mirului în toată lumea asta. Ca dumneavoastră spune și el. În urmă cu mulți ani, când viața culturală din Timișoara parcă avea o altă greutate, parcă avea o altă efervescență, parcă se întâmpla ceva,
Era un grup, era un monolit de oameni care erau dezinteresați, iubeau cultura, promovau cultura, exact în perioada în care trecuseră câțiva ani de când ați venit și dumneavoastră la Filarmonică, se conturase, coagulase. Unde? Ce s-a întâmplat? De ce nu reușim să reușim să strângem rândurile? Asta este o întrebare la care eu personal nu vă pot răspunde. Eu am mulți prieteni în domeniul respectiv al culturii. M-am uitat la oameni cum este Marcel Tolcea, este complet pe linie moartă, nu-l mai interesează nimic. Zilele astea a fost Ioan Holeder aici, să știți că nu e preocupat și știți că el a fost ambasador al culturii timișorene și și-a retras, a spus că nu mai dorește să facă nimic. După ce ai fost tratat cum ai fost tratat și ai fost ignorat, mai sunt persoane care s-au retras. Vorbim și de Caramitru, vorbim și de care până la urmă nu și-au asociat până la capăt. Să gândiți-vă că Filarmonica este membru fondator în capitală în această asociație și nu am fost primiți la vot. Pentru că ziceau că trebuia să plătim cotizația. Noi nu putem plăti cotizația în avans. Suntem instituții de stat. Noi o plătim la fiecare trimestru pe ce-a fost. Nu, trebuia să aveți plătita la zi pe ei. Și data trecută la fel, deci am fost scoși de la vot. Nu contează că noi plătim vreo 12.000 de lei pe an sau nu știu cât. Deci asta încercam să vă spun că lucrurile nu funcționează, ceva nu este în regulă. Nu știu unde. Aveți în asociație, în primărie, aveți expertiză nu în ce înseamnă management cultural și partea de impresariat artistic. Dacă ar fi să facem separat, să creionăm o alternativă la acest proiect, au șanse cei care și avem potențial artistic și instituțional ca fiecare și să se creeze un ansamblu de evenimente și un program bine închegat cu tot ceea ce avem factor de artistic aici, elemente sigur de cultură? Eu vă spuneam și data trecută că bugetul Institutului de Cultură, da, fără a mai considera bugetele suplimentare pe care le alocă primăria sau Consiliul Județean, dar pe la ora actuală vreau să vă spun că totuși Consiliul Județean este factorul catalizator în cultură în Timișoara. Așa pentru se simte. Că ei dau bani mult mai mulți decât primăria la ora actuală și sunt acțiuni care se vede. Spre exemplu, Festivalul Flight, în care și eu sunt unul dintre organizatori, este finanțat de către Consiliul Județean. 2 ani de zile la rând, primăria n-a dat niciun ban. Adică a dat o sumă neimportantă, 10.000 de euro pentru autocarul care a trecut. Dar am avut într-adevăr sprijin când era domnul Robu cu tot ceea ce se putea ne sprijina. Deci la ora actuală Consiliul Județean este catalizatorul, instituția care adună jur, ei foarte multe activități. Ați văzut inclusiv festivalul medieval, foarte multe acțiuni sunt făcute de către județ. Pot să fie acestea elementele componente ale unui program? Vor fi, dar nu sunt suficiente. Mai trebuie că sunt surse de finanțare externe, în special proiecte europene pe care instituțiile le pot accesa și absorbi. Bineînțeles că toate astea se lucrează, inclusiv eu personal lucrez, sunt și la nivel privat, se dau pentru fundații, dar și pentru instituții de cultură. Asta este a doua cale. Dar vă spuneam că opera română cu teatrul național, care sunt plătite de Ministerul Culturii, au un buget de, eu știu, 12-15 milioane de euro pe an, plus Filarmonica. Fiecare? Nu, amândouă împreună. Filarmonica, Banatul împreună cu Teatrul Maghiar, cu Teatrul German, cu Teatrul Sârb, care e teatru de proiect, cu Merlin, cu Casa de Cultură și cu Centrul Județean de Cultură, mai au și ei încă vreo 20 de milioane de euro împreună. Este puțin? Nu, deci se ridică la vreo 40 de milioane de euro bugetul pentru cultură cu ceea ce vine de la guvern și ceea ce avem local de la județ și de la primărie. Deci noi suntem față de Sibiu sau de alte orașe, suntem binecuvântați din punctul ăsta de vedere. Pentru că avem niște bani și indiferent că se vor da sau nu se vor da bani în 2023, noi vom avea bani și dintr-o coordonare corectă ar putea ca în fiecare zi să fie 2 manifestări din bugetul propriu. Problema se pune cu o analiză justă ce dorește turistul cultural de la Timișoara. Ori nimeni nu înțelege asta, că Timișoara nu vine numai pentru filarmonică, pentru operă sau pentru teatru. Aici voiam să... Din ce ar putea să se compună un astfel de proiect în așa fel încât Timișoara să devină un centru? Păi, în primul rând că turistul care vine să cheltuie niște bani stă la un spectacol care durează 2 ore. În mod normal, acel spectacol ar trebui să fie într-o sală climatizată
singura sală climatizată care există este Filarmonica. Opera nu are, nu face față și așa mai departe. Dorește să vadă mari personalități care e greu să le aduci. Un Andrei Rieu care vrea să vină de ani de zile la Timișoara nu are un spațiu sau o sală cu mare Clujul de 16.000 de locuri în care se renteze să vină. Deci infrastructura noastră culturală este jegmanită. Adică când tu vezi că nu ai, tu te pui să bagi bani în cinematografe câte 200-300 de locuri, cui folosești asta? Nimănui nu, este o minciună. Trei la mână. E nevoie, într-adevăr, ca să vezi ce dorește omul, ce au făcut alte capitale. Ai fost acolo să vezi. Păi vă spun ce au făcut. Pe lângă târgurile care mănânci mici și bere, că lumea vine și pentru asta, la altă, Timișoara este cunoscută pentru ce? Pentru turismul academic, deci sunt multe conferințe, multe simpozioane medicale în special, care trebuie să fie aduse în aceeași perioadă. Și universitățile noastre, suntem un exact, centru universitar după asta, este singurul oraș în care există un corp consular format din 20 de consuli, onorifici și de stat, care pot aduce foarte mulți artiști aici cu care am vorbit. Nu sunt folosiți nici deci ei. Acestea, asta ar putea să fie un beneficiu major bineînțeles, pentru... Bineînțeles. Apoi mai există dorința omului de a se distra. E nevoie ca toate bazele astea, eu știu, stranduri, trebuie foarte bine pregătite. Turistul nu stă numai la spectacole, trebuie să se distreze, să-și cheltuie banii pe ceva. La Sibiu, spre exemplu, nu au avut sala de spectacol decât sala filarmonicii și sala teatrului. Sala filarmonicii 300 și un pic de locuri, la noi măcar sunt aproape 1000. Iar sala teatrului, la fel, câteva sute de locuri. Și din cauza aia, toate manifestările au avut loc într-un cort. La Sibiu. Dar lumea a venit pentru ce? Pentru că au acea minunăție de muzeu al satului, care e al doilea din lume ca mărime, care este o bijuterie. Muzeul satului din Sibiu, în Dumbrava aceea, este ceva superb. Toată lumea a venit acolo. Este ca un restaurant cu 3 stele Michelin. Vă supărați pe mine. Deci aveau pentru ce să vină. Oamenii nu vin numai pentru turismul cultural. Oamenii vin că e capitală culturală, să cunoască orașul și împrejurimile lui. Faptul că îi aduci prin niște puncte de atracție culturale, faptul că aduci un artist și vine omul la spectacol, dar când vine și stă 2-3 zile sau poate mai mult. Poate și trebuie chiar să mai facă, mult, bineînțeles. Trebuie să facă ceva. Trebuie facilități hoteliere. Acum o să apară, într-adevăr, niște hoteluri în plus, tot mai multe hoteluri am văzut că apar. Dar, spre exemplu, Consiliul Județean m-au sunat și mi-a spus, domnule, vrem un concert pe lacul Surduc. Dar nu așa, aproape săptămânal în perioada de vară. Deci se gândesc deja în avans. Lucrurile astea, eu sunt totuși angajat în primărie. Nu le văd la noi că se mișcă. Deci, probabil că consilierii domnului Friț nu habar n-au cu ce să mănâncă cultura. Deci am văzut o dorință de la județ de a ști pentru turismul acesta montan. Doresc să-l dezvolte. Deci sunt interesați inclusiv de a face tot felul de raliuri, de bike-uri, biking din ăsta montan, traseuri, cross-uri. Deci este, adică trebuie este creată o agendă. O agendă de activități în care omul să se bucure că vine. Să aduci și un motociclist și un biciclist, eu știu, și un om iubitor de apă termală și toate lucrurile astea sunt ce se dezvoltă. Ce trebuie unui manager pentru managementul unui astfel de proiect? Ce om ar putea să coaguleze? În primul rând îi trebuie conexiuni. Îi trebuie conexiune necesare. Dar vorbim altceva. Că, acum știți și dumneavoastră cum este. Pe lângă interesele politice și interesele de grup, de care nu trebuie să mai facem abstracții, că ele sunt și nu are sens să tot dăm și ne învârtim în jurul cozii, că asta e, mai este altceva. În momentul în care un om este instalat într-o poziție, în momentul ăla începe să dobândească tot felul de neprieteni, ca să nu spunem... nu mai e agreat în anumite cercuri în care era, începe să aibă piedici. Cum reușim să ne debarasăm și să ne vedem interesul comun? Pentru că totuși avem cu toții un interes comun și instituțional, dar și la nivel de persoane și la nivel de grup, la nivel de oraș, la nivel social. Domnul Mărcovski, la ora actuală, părerea mea că discordia este atât de mare că dracu și-a băgat coada între toate partidele. Și această discordie și această politizare excesivă
nu ești cu noi, ești împotriva noastră, trebuie să punem oamenii noștri în toate funcțiile jos, cu ceilalți nu ne interesează acum noi aici. Da, da, pentru că s-a mers pe un... Va face ca lucrurile să fie ireconciliabile în problema asta. S-a mers pe un dicton că totul este corupt și totul... Dar nu sunt dovezi, toată lumea spune că e corupt, dar dovedește corupția, nu există. E corupt cu tare, care e corupt, are dosar, n-are niciun dosar. Deci sunt minciuni aruncate în spațiu public de către anumiți oameni din media care dumneavoastră știți cine sunt. Împotriva unuia, să vă duc, au și semnat 70 de intelectuali că nu mai vor să mai scrie la CEC pentru că sunt. E făcută de-a dreptul că face parte prin unor oameni și cu interese personale. Și atunci aruncă în spațiu mediu tot felul de texte și de lucruri care sunt complet false. Exact și cum ar spune acum, nu știu, despre primarul Timișoare că a furat bani din seful primăriei. Da, e un lucru fals. Nu ne ajută. Nu ne ajută cu nimic. Și de unde ar trebui să pornim și să ajungem cine este sau cine sunt cei care ar trebui să aplaneze aceste... La ora actuală, eu vă spuneam, să avem un om ca Hollander care a fost 20 de ani și să nu fie consultat în nicio problemă, să avem un om ca și Popascu, cu atâtea conexiuni dumneavoastră, nu aveți idee câte conexiuni are Ștefan Popa Popas. Deci nici nu pot, sunt lucruri care nu vi le pot spune cât ajutor a dat el pentru Casa Studenților, care era foarte gravă, foarte gravă, foarte dragă lui, cât ajutor a făcut. A făcut festivalul acesta Liniilor, care Dumnezeu să-l ierte, Pavel Dehelean, și acum se pare că este anulat de către nou primar, care a fost unul dintre cele mai vechi festivaluri. Festivalul Inimilor, da, care este tocmai intrase în marele circuit al înțelegeți? Festivalului, deci, din întreaga lume, nu numai. Și atunci spuneți-mi noastră, ce se poate face că Ștefan, adică, Popa sau toată lumea urlă, domnule, nu e posibil așa ceva. Nu, noi luăm alte hotărâri, noi evaluăm altfel, noi avem oameni specialiști, care specialiști, că nu au fost angajat în viața lui, la directorul la centrul ăla de proiect, este singura persoană care se prezentă la concurs. Deci lucrurile nu sunt frustrante, lucrurile sunt penale, vă spun foarte clar, lucrurile sunt penale pentru că deja se pune viitorul unui oraș la dispoziția unor oameni care acum habar n-au despre ce e vorba. Acum zicem penale, zicem într-un sens mai nu, puțin... În cazul meu, spre exemplu, clar. Eu cum ne-au anumiți procurori, eu vă spun, nu sunt o persoană rea și nu vreau. Mi-a spus, domnule, este abuz în serviciu ceea ce au făcut, poți să dai în penal. Cum să fac așa ceva? Dar sunt dovezi. Aveți domeni, un proces deci, pe rol? Am două procese pe rol. Unul este pentru anularea ăsta evaluării, pentru că a fost făcut absolut ilegal, și a doua proces este anularea concursului pe care ei l-au făcut. Au publicat zile trecute concurs nou la Filarmonică, când deși e un proces pe rol. Care credeți că sunt condițiile de participare la concurs? Să aibă minimum 3 ani de zile experiență în ONG-uri. Nu doi? În ONG-uri, nu știu dacă înțelegeți. În ONG-ul cultural. Deci dacă ai un muzician care dar poate n-a conservatorul și este taragotist. Nu să luăm exemplu, nu cântă în filarmonică la taragot, cântă numai la asta. Colegul meu care a terminat folclor la conservator și are o fundație, după 3 ani de zile de activitate, își dă o adeverință că are activitate de 3 ani de zile într-o fundație și el, ca taragotist, vine directorul filarmonicii pentru că este membru a unui partid. Sau pentru că este de 3 ani într-un ONG. Sunt oameni în ONG-ul care își fac și treburile. Dar și noi avem o vorbă că cei care... Și că au atras și fonduri și le-au derulat. Dar e o diferență mare între a derula și a atrage fonduri într-un ONG și a conduce o instituție, precum Filarmonica deci sau alte... Deci eu, întâmplător, v-am spus că sunt unul dintre organizatorii care nu vreau să fiu și gestionez bani mulți de la Flight Festival. Unul este banul public pe care oricum trebuie să... Și banul, chiar dacă este rigor, ban privat, devine ban public. Lumea nu știe asta. Deci în momentul în care dumneavoastră ca sponsor îmi dați mie 1000 de lei, acei bani sunt scăzuți din impozitul dumneavoastră și automat, în loc să intre în bugetul statului, conform unei legislații, intre în bugetul meu ca fundație. Deci, de fapt, el este, în mod indirect, este un ban public pe care eu, chiar dacă sunt privat ca fundație, îl gestionez. Deci am responsabilități legale la fel, dacă nu mai mari decât unul care are numai banul public. Într-o instituție de stat, legile sunt mult mai clare și mult mai simple, gestionez numai banul public și, într-adevăr, de multe ori sponsorizări pe care le atrag sau proiecte europene care sunt. Eu am avut norocul și am experiența că lucrez pe amândouă domeniile și am experiență de 25 de ani în domeniul ăsta.
Dar vă spun încă o dată, în ceea ce privește capitală culturală, nu ne putem baza pe banii de la primărie sau numai pe banii de la județ. Trebuiesc proiecte europene strânse, trebuiesc depuși bani la AFCN, trebuiesc bani implicați sponsori, cum noi implicăm la festival o mulțime de sponsori locali și naționali. Ar putea să vină sponsorii pe aceste fundamente de gringoladă, de mâncătorie? Nu. De... Din cauza asta, foarte mulți sponsori refuză să vină lângă Timișoara. E o insecuritate a propriului bani. Îi duci într-o zonă în care și dacă vrei, este clar că nu cred că există... Explicați-mi mie dacă după ultima afirmație, cum că primăria probabil că va ieși din asociație sau nu va mai finanța asociația. Oamenii își pun problemă. Bine, dar ce a făcut asociația? Ce spectacole a făcut? Lumea a rămas cu ideea că s-a făcut un spectacol de circ și mai unul pe Bega. Bine, dar unde sunt restul de bani? În salarii. În salarii și în deplasări și așa mai departe. Eu știu că eu am lucrat cu această asociație și nu au făcut management, un management defectuos sau un mod de a organiza activitatea care... Este o mare diferență între un om care scrie proiecte și un om care știe teoretic și un om care cunoaște și practica necesară. Asta să știți că intrăm un pic în detalii. Eu pot să zic, domnule, sunt un foarte mare muzician extraordinar pe instrumentul meu, dar de fapt nu înțeleg cum se calculează TVA-ul la o factură și de ce instituțiile de stat nu au TVA deductibil sau cum se plătește impozitul. Sau de ce trebuie să plătesc 2 lei în loc de 1. Înțelegeți. Dacă... Și atunci am trecut prin atâtea controle la Filarmonică și toate au fost impecabile. Deci nu au avut printre puține instituții care au primit hârtie de la Curtea de Conturi că a fost foarte bine, chiar acum de curând. Deci gândiți-vă că e greu. Sunt zile în care semnez, eu știu, 200 de hârtii. Asta este legislația. Se taie păduri întregi cu o mulțime de hârtii. Singurul avantaj între o instituție privată și una de stat este faptul că la aia privată poți de multe ori să nu mai fii nevoit să faci atâtea licitații și atâtea SEAP-uri și așa mai departe pentru că te omoară. De multe ori nu găsești oameni care să vină la SEAP și atunci te ocupi de, cum să vă zic, dacă vreau să duc un solist foarte mare, cum acum la Flight, nu vreau să vă zic, vine un, nu vă spun numele, vine un mare DJ care costă foarte mult. Păi de ce nu ne spuneți? Nu vă spun, pentru că este politica lor de a se da așa și pentru treptat, că va trebui care să facem costă mai mult. Deci și... când vă spun mult, înseamnă foarte mult și nu îl plătește un sponsor mare. Deci, domnule, noi plătim pe ăsta să vină, da? Ok. Eu nu pot să mă duc pe SEAP. Dacă aș fi la Filarmonică, ar trebui să le iau pe SEAP. Unde să spun, domnule, nu vrei să vii și vine altul și să vedem care... Deci este, câteodată legea aceasta este foarte restrictivă la instituțiile statului. Plus că acești oameni, de exemplu, un astfel de artist vine printr-un management al lui. Da, nu poți să-l aduci ca să se înscrie pe SEAP să existe alternative. Ați înțeles. Plus că nu adică nu numai asta. Legea sunt... undeori frizează un pic și sau se află în afara ariei de acoperire. Numai să știți că noi am fost de multe ori obligați a venit Filarmonica din Moscova. Pentru că eu am adus la Monica din Moscova, nu primarul și nu alții, asta e adevărat. Am fost la Moscova cu relații politice direct și a bătut palma gentleman agreement și a venit fără contract la Arad și la Timișoara. Ca eu să-i pot plăti cu onorariile lor și diurna lor și banii dirijorului, care nu erau bani puțini, am toate fondurile care au fost s-au strâns în Profilarmonia, în fundația noastră. Fundația care eu nu controlez, că nu semnez eu banii, dar fundația a făcut plățile, sutele de dolari pe zi cât a trebuit fiecare om plătit și dirijorul și așa mai departe și transporturile și astea alte. Nu, pentru că, deci, nu pentru era că posibil. Eu la Filarmonică nu puteam să le fac. Nu era legal să dau asemenea sume așa de mari, mă înțelegeți? Și atunci toți sponsorii... Bun, inclusiv, nici mecanismele de obține da, acești bani, pentru că nu erau oameni care să lucrurile astea cui participe să le spui? Că oamenii degeaba le spui. Păi dacă n-am știut că se face așa. Când îi spui la aștia primărie, domnule, nu e corect ce faceți. Ba nu e corect. Acum degeaba și-au dat seama că nu e corect. Dar au avut nevoie de luni de zile să-și dea seama. Iar în problema capitalei culturale, lumea confundă ceea ce anume s-a scris în proiectul cu care s-a câștigat capitala culturală în acela bitbook în care ești obligat să faci, cu ceea ce pot să fac eu în plus. Eu nu sunt obligat ca filarmonică sau ca teatru să fac ce ai scris tu în bitbook că trebuie să faci. Eu m-am asumat responsabilitatea pe care primăria are un document care spune Cultura Timișoreană era între 2016 până 2024, care este un document care stă la baza proiectului meu de management. Dar la proiectul meu de management nu stă la bază
beatbook-ul asociației culturale. Deci eu pot să fac cu totul altceva. Dar se poate asocia? Sunt obligați să facă ce și-au asumat responsabilitățile astea. Căile prin care le fac, nu-i problema mea. Ei, lucrurile astea nu se înțeleg. Că se amestecă. Se amestecă. De ce? Asta este termenul. Se amestecă foarte mult. Deci ce-ar face asociația și și-asumă tot ceea ce și-a scris și restul ar trebui capacitate, toate forțele. Primarul Robu a încercat să le separească și a spus, domnule, asociația se depune proiecte ca orice ONG sau ca orice instituție la centrul acela de proiecte. Dar problema sunt că nu sunt oameni. Dumneavoastră vă dați seama că n-a vrut să vină nimeni director la acest centru de proiecte. Poate nu s-a înțeles foarte bine. Nu, dar este o responsabilitate financiară foarte mare. Ți se dau niște bani, jurizezi niște oameni. Cine jurizează? Oameni care nu au jurizat în viața lor pe nimeni. Și care n-au competența. Păi nu au nici competența, nici de a conduce. Oameni care n-au fost angajați niciodată, nicăieri, au ajuns directorul unui centru de... Asta vreau să vă spun. Deci oamenii buni n-au vrut să vină, dar s-au căutat și s-a insistat să vină oamenii buni. N-au vrut să vină. Deci oamenii de valoare din oraș, niciunul nu a vrut să meargă să lucreze la acel centru de proiecte, cum niciunul nu a vrut să meargă să lucreze cu Asociația Culturală, Capitale Culturale, toți s-au retras. Problema este de bine, ce? Bine, s-au retras în urma multor scandaluri, că s-a plutit foarte mult controversă, au fost foarte multe schimburi acide de replici și cred că mai puțin dorite. Eu nu dorite. Am răspuns la problemele astea, vă explicam. Da. Îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici, dar eu nu am soluții și nu este rolul meu să am soluții la problemele astea. Dacă și am mai vorbit și într-o altă întâlnire a noastră, Filarmonica a ieșit din acea zonă de reprezentare obișnuită. Filarmonica a ieșit în mijlocul oamenilor. Filarmonica s-a regăsit prin acțiuni pe care le-ați organizat în diverse locuri în care oamenii au avut acces și au văzut și partea, a fost ca un exercițiu de Doamne, atragere, de marketing. De când sindicatele au început acest război politic, pentru că este un război politic de 3 ani de zile, de când a apărut și USR-ul pe scenă și am colegi înscriși în acest partid din sindicat și așa mai departe, e dreptul lor, bineînțeles, ei n-au mai vrut, au atățat oamenii că nu mai vor să cânte în aer liber pentru filarmonică, este un adevăr spus și mi-au dat o hârtie pe care o am oficială că îi doresc 800 de lei pentru fiecare spectacol. Alo, stai puțin, că nu-i chiar așa. Până la urmă am reușit ca să le explic că este interesul comunității. Nu, ei fac numai 40 de concerte pe an, nu fac nimic în plus decât numai pentru dacă sunt plătiți. Postului. Am încercat să le explic că nu, pentru că în proiectul meu de management erau trecute 100 de concerte pe an și trebuiau respectate. Ei nu respectă, s-a ajuns la grevă, s-a ajuns la scandal. Jos Robu, cei de la USR, inclusiv Lascău, care atunci a salată, domnule, abuz că îi chinui pe oameni. Acum la filarmonică este liniște și pace, pentru că nu se face decât un concert vinerea, nu mai este nimeni în aer liber, pentru că nu sunt bani. Eu vreau să vă spun că concertele în aer liber, cel din 2008, care l-am făcut la catedrală, a fost făcut 100% cu banii privați ai mei, de la fundație. Ulterior, primarul Ciuhandu m-a dat în fiecare an niște bani, dar banii respectiv n-au ajungea pentru concertele de pe Bega și din pădure și astea alate cu butaforia și cu cheltuiele și cu sutele de oameni implicați. Și tot noi aveam sponsori care îmi plăteau ei direct așa. Acum, povestea este foarte simplă. Pentru ce să fac asta? Pentru ca să apară primarul Timișoarei și să se laude cu concertele făcute pe banii mei aduși de mine? Pentru nu. A face bine comunității. Bine comunității o să face prin festivalul ăsta Fly și prin alte festivale care vor apărea, într-adevăr. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că nu... Cum să zic, și cu concertul de la peșteră. Păi am avut concert de la peșteră din 1999. Numai să vă dați seama că au fost ani în care Consiliul Județean m-a dat 500 de lei la concert, când pe mine mă costă din start în jur de 8.000-10.000 de euro concertul. Restul a fost numai de la sponsori. Dar toată lumea mergea acolo și spunea, să trăiască primăria Timișoara, deci că face dacă ne puteți... Deci oamenii nu înțeleg cine anume pune banul și cine muncește pentru asta. Asta voiam să văd. Dacă dumneavoastră pentru astfel de evenimente ale filarmonicii ați reușit să atrageți comunitatea de întreprinzători, comunitatea privată de oamenilor care vor să investească în cultură... Dar oamenii nu mai vor. Asta înseamnă că un astfel de proiect, în mod normal, ar trebui să înzecească participarea oamenilor. Doamna Gulcovski, anul trecut, pe fundația pe care o am eu, a venit un prieten la sfârșit de an și cred că m-a spus și data trecută și mi-a zis, băi, firma mea a mers foarte bine și a fost pandemie, vreau să dau niște bani. Sigur, ideea mea era că filarmonica nu aveam venituri, era un bai de suflet nostru, zic, uite, dăm banii ăștia la filarmonică. Și el mi-a spus, îmi pare rău, nu pot. Nu erau bani, erau vreo 100.000 de lei, deci 20.000 de euro.
Și zice, nu, pentru că scandalul făcut la sindicatul tău, eu trebuie scandal în stradă, eu trebuie grevă, eu nu pot să-mi pun numele firmei mele lângă filarmonică. Îți dau ție banii, dăm, uite, în fundația ta îți dau banii și mă treci la salat. Acum o să spună deci, oamenii că dumneavoastră, nu, da, am spus și colegilor mei și am spus la toată lumea. Deci eu niciodată nu m-am gândit din punctul ăsta de vedere că o persoană care are o firmă foarte importantă, într-adevăr, sau reprezintă o bancă sau o firmă mare, nu își poate pune numele undeva unde există scandal. Din cauza asta, la nivelul acesta de instituție, se întâmplă cu orașul nostru, mă înțelegeți? La București, toată lumea întreabă, mă, ce dracu faceți cu capitală culturală? Cu jenii ne râd în nas. Orada ne râd în asta, toată lumea zice, bă, n-ai văzut că ăsta Green a zis că îi pare rău că v-a dat titlul de capitală culturală vouă, că mai bine lăsa Clujul. Deci oamenii nu vin, băncile, sponsorii mari, să știți, ca să luăm niște bani, câțiva zeci de mii de euro de la un mare producător din capitală, greu a fost să-i lămurim, domnule, stai că nu e chiar așa, că uite, e un festival privat, că nu-i cu... Oamenii nu înțeleg, în toată țara nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Ce-i cu scandalul ăsta? Simona noi m-a zice, mi s-a spus să-mi dau demisia amiabilă, după aia mă atacă, eu n-am să plec, ăsta l-a zice, noi o să... Nici eu nu înțeleg. Dacă noi ca timișoreni nu înțelegem ce se întâmplă aici, de ce credeți dumneavoastră că un sponsor care are bani și care reprezintă o mare companie va veni și își va pune la modul manifest numele firmei lui lângă noi ca și capitală culturală? Niciodată. Nu va face. Pentru că nu o să iasă nici acel produs pe care și l-ar dori. Eu spun și să trecem peste calitatea produsului, că s-ar putea ca produsul să fie foarte bine. Deci degeaba produsul să fie foarte bun și de bună calitate artistică, mă înțelegeți? Dar e vorba deci de firma respectivă, dă banul ăla pentru ca să aibă spectatori mulți și să fie scos în față, să fie laudat. Și la un moment dat să fie, până la urmă, cultura trebuie să armonizeze și să creeze un spațiu plăcut. În plan social, oamenii ce percep din asta? Oamenii percep că banii comunității se duc pentru lucruri neimportante. Chiar am văzut oameni care zicea că primiți prea mulți bani din bugetul, au văzut că se cheltuie 1,5 milioane de lei în fiecare lună pe salariile la filarmonică și mă întreabă pe mine, de ce nu mai faci concerte pe Vega sau numai? Pentru că costă. Și eu nu am prevăzut să lăsa și mai bani, dar până acum cum ai făcut? Cu sponsori. Cu sponsor și cu puțin bani de la salată. Dar de când nu mai merge și criză și așa mai departe cu cheltuieri cu Goltermul, primăria nu m-a mai dat bani. Păi, dar atunci cum poți să faci dincolo la festival, la altă, să faci bani? Pentru că acolo este altă credibilitate față de sporuri, față de sponsori, cu cât este acum față de oraș și de... Este atât de greu să explicați, știți? Eu când predam cursurile astea de management cultural la INA, aveam o vorbă și începeam cursurile așa și spuneam, domnule, dacă mergi la vânătoare de lup, trebuie să gândești ca un lup. Altfel nu-l poți vâna. Și vă spuneam și asta, când te duci la un sponsor, te duci la un sponsor la o mare firmă, că e privat. Ăla se uită la tine, în primul rând, te citește de sus până jos de la pantof la ceas și zici, domnule, am venit și eu cu un contract de sponsorizare, vreau să-mi dați și mie 10.000 de euro. Și atunci problema se pune că omul ăla are aici o mulțime de contracte de sponsorizare de la diferiți oameni. Unul este că îi trebuie să-și repare ochiul, altul îi trebuie pentru inimă să schimbe, unul îi trebuie la rinichi operații, altul mai are de la garda financiară, că au și ei un chef, le trebuie bani, altul are de la poliție, că vor să schimbe nu știu ce, așa. Așa este și poliția ce au și ei o fundație, vor să schimbe, eu știu, zugărbeala, că nici ei n-au bani săraci, nu? Ce anume îl determină pe sponsorul acela ca să-ți ia contractul tău de 10.000 de euro și să ți-l pună deasupra celui care trebuie să-și... Și fac o operație de rinic înaintea poliției sau înaintea lor. Și care sunt elementele care fac diferența și... Ați înțeles? Eu întotdeauna în viață am știut ce anume să-i spun sponsorului ca să-mi dea banii ăștia. Și nimeni nu înțelege treaba asta că sunt oameni care au darul ăsta de a lua banii de la alții și de a dovedi că banii pe care iau sunt folosiți pentru ce am spus că iau. Asta voiam să pentru vă spun și sponsorul... care nici nu iau banii și să fie folosiți pentru că niciun sponsor nu investește, niciun om care sau o companie, oricât de mare ar fi, nu aruncă banii fără să aibă un beneficiu de imagine sau un beneficiu de a crea și credibilitatea asta este extraordinară pentru că au fost situații în care a venit orchestra națională a Germaniei în Timișoara. Nu i-am invitat primăria și nu avea hotel.
Și atunci am sunat pe telefon și l-am sunat pe Emil Cristescu. De ce te lauzi cu Cristescu? Păi pentru că Cristescu a spus să-ți dau 3.000 de euro pentru cazare eu de la mine din buzunar. Când mă întorc, că sunt nu știu unde, la New York, am sunat pe Claudiu Țagă, m-au sunat colegii de la Lions și am strâns, am pus eu de la mine 12.000 de euro pentru cele două orchestre, dar mi-am strâns banii în 4 luni, au venit înapoi. Numai să înțelegeți că e vorba de credibilitate. Și asta înseamnă că atunci când vrei, poți. Da. Și atunci te gândești de ce îi spui pe oamenii. Păi pe oamenii ăia se pomenesc la fiecare emisiune, fiindcă oamenii au salvat onoarea orașului. Credeți că îi pasă cuiva din primărie sau din asta? Nimănui. Dar oamenii ăștia ne-au pus într-o postură în care ziarele n-au trebuit să scrie că a venit orchestra 100 de oameni din Germania, care au venit numai la Viena, la Budapesta, la Timișoara și la București. Și nu aveau unde să doarmă seara, pentru că hotelul nu voiau să dea cazarea făcută de primărie, că nu aveau prea multe datorii. Deci oamenii ăștia trebuie să lăudați, ca orice sponsor trebuie să faci o relație cu el, sponsorul trebuie să vadă că are un profit de imagine și că este credibil, că banii care a dat el sunt folosiți pentru un eveniment credibil și cu impact la public, altfel degeaba îi dă. Mai avem un alt aspect despre care ar vrea să vorbim, un pic despre... partea de legislație, care este un punct vulnerabil în tot ceea ce privește derularea într-un flux armonios. Sunt foarte multe. Am vorbit pe parcursul emisiunii de acum și am văzut cât de greu te poți descurca sau câte restricții ai dacă nu-ți permite legea să faci, să creezi sau să îmbini diverse evenimente. De exemplu, v-ați confruntat, cred că de foarte multe ori, cu imposibilitatea, exact cum ați și spus, de a derula o serie de evenimente sau o serie de proiecte, tocmai pentru că legislația nu permite. Este loc de mai bine? În partea acum, de legislație, în Comisia de Cultură este și un timișoran al nostru care face parte, cu care am vorbit cu Slovăș și la București, să le fac niște propuneri. Sunt multe inadvertențe și în legislație. O să vă dau un exemplu. Noi am plecat anul trecut la orașul Frățit, la Ghera, cu 100 și ceva de muzicieni din orchestră. Diurna legală a statului german care se dă în deplasare sau pe teritoriul său este de 24 de euro. Noi avem de 35 de euro, plus dacă consider că ieși din țară cu un mic dejun, unde se mai dă la 40, chiar la 45 de euro în momentul în care consider și drumul până acolo ca diurnă, dus întors jumate de diurnă. Mă rog, e complicat. În legislație eu nu puteam să le dau colegilor mei decât cât îmi dădea statul german, 24 de euro. Dar pentru a ajunge ca să respecte legislația românească și pentru a nu-i văduvi de drepturile lor, Profilarmonia, această fundație, a dat pus diferența de 12.000 de euro jos pentru colegii mei și a sponsorizat banii în contul Filarmonicii ca să le putem da această diurnă legală. Deci vă spuneam că trebuie căutate căi. Este legal în ultimă instanță. Dar căile sunt grele, fiindcă sunt cam așa. Adică finanțările pentru foarte multe proiecte la instituțiile de stat se fac foarte greu. Și dacă nu ai o asociație care să fie a instituției, care să te ajute să fie o umbrelă care să strângă bani, nu poți. Fiindcă și care dacă să acopere efectiv toată plaja de posibilități, pentru că altfel te restricționezi singur. Dacă noi, spre exemplu, să zicem că primim 3 milioane de euro la filarmonică, sponsorizare de la cineva în cont. Dacă primăria are datorii și le face banii, nu rămân la noi banii, rămân în contul la trezorerie. Nia! Deci, asta e legislația care nu este foarte, foarte clară în foarte multe domenii, vă spuneam. În primul rând, legea sponsorizării nu este corectă, legea cu 2% nu este foarte clară. Și așa cum spunea și dumneavoastră, sunt foarte multe proiecte pe care le depui, le câștigi, le finanțezi, urmând ca banii să vină și banii nu mai vin. Sunt oameni care au luat credite bancare pentru proiecte culturale sau așa mai departe, cu așa, și nu au primit banii nici în ziua de azi. Deci legislația nu este clară. Unde mai pui că în ceea ce privește legislația muncii este nenorocirea de pe lume. Noi suntem un caz fericit ca și muzicieni, pentru că atunci când a venit Olguța Vasilescu, primul lucru s-a gândit la artiști și l-a mărit cu 50% din star salarii, pentru că într-adevăr erau de mizerie, vă spun. Acum colegii mei, majoritatea, mă refer pe scene cu toate cu sporul, le-au cam la 1000 de euro în mână, dar sunt mulți care ajung și la aproape 2000.
Ceea ce nu e puțin, vă spun, nu e puțin față de multe țări, față de Portugalia, de Spania, unde sunt sume similare. Știu că există voci care asta contestau și spuneau că la filarmonică sunt foarte mulți bani. Ați și vorbit un pic despre... Eu vă spuneam că sunt bani foarte puțini, știu, sunt bani mulți și, din păcate, cum să vă zic eu, sindicatele la ora actuală sunt foarte, foarte tari, foarte scandaluri, nu le convine nimic, nu vor să muncească decât norma așa. Ori dacă îl iei și te uiți la fiecare om cât a muncit, dacă era cu normă, doamnă Glukowski, în străinătate nu există termenul de studiu la domiciliu sau de rotație. Nu există așa ceva. Ai 200 și ceva de normă, aia înseamnă că muncești, nu glumă, și ai o lună jumate de concediu. Asta este o legislație a muncii care nu este foarte clară, la care probabil că o să muncesc după întâlnirile care o să le am în București, pentru că suntem singura țară din lume care muncim 4 ore dimineața și suntem pontați 8 pentru un studiu care zice că se face la domiciliu. Nu există așa ceva. În Germania am fost și am văzut și cunosc toate țările lumii cum lucrează. Cultura și zona aceasta de educație poate ar trebui să aibă un plan legislativ separat și ancorat foarte mult în realitățile cu care ne confruntăm și particularitățile noastre. Absolut corect ce spuneți, Marc. Vedeți, noastră legislația în cultură ancorată în realitate. Pentru că legislația n-a fost rea când a fost începută, se lovește de interesele politice. Și atunci Antonia spune acolo, la inițiativa primarului se face așa, următoarea așa, și se zice cu aprobarea Consiliului Local, care este, se votează, nu știu ce. Dar există întotdeauna o virgulă. Sau există totdeauna o steluță care spune cu excepția. Exact. Și atunci excepțiile astea fac să omoare toată legislația, care de multe ori este bine gândită, să știți. Și toată coerența, corect. Eu vă zic acum, pentru că probabil va trebui să încheiem și trebuie să fim optimiști. Nu putem fi optimiști. Credeți-mă că nu sunt optimist deloc, sunt speriat. Un om care are experiența dumneavoastră să ne spună că... Am discuții lungi telefonice cu Ștefan Popas, care este și el disperat pentru că iubește orașul ăsta ca și el, ca și mine. Zice, hai să facem ceva, să ne înscriem, să mergem să încercăm privat, pentru că se pare că altfel nu avem șanse. Și toată mai multă lume se gândește privat, își ia gândurile de la finanțările locale. Căutăm sponsori, suntem implicați, o să vă invit și la festivalul care îl facem. O să vă rog, dacă doriți, să luați oamenii care se ocupă de festivalul Fright, pentru că eu nu mă ocup de fapt de el. Eu sunt o simplă... Așa o să și facem. Pentru că este un festival al treilea an, făcut cu sacrificii foarte mari și cu bani 90% privați. Și care s-a bucurat de foarte mare succes. Și care anul trecut a fost singurul festival din România care cu 500 de spectatori l-am făcut 10 zile. Și anul ăsta va veni o mulțime de actori și teatru și asta la alte. O să fie o mare bucurie pentru timișoreni. Și vreau să vorbim separat despre... Vă rog să fiți unul dintre catalizatorii mediatici, nu numai la noi la Flight, la orice acțiune privată, pentru că merită. Încercați, fiindcă gândiți-vă că acest viitor al nostru ca și capitală culturală depinde foarte mult de ceea ce faceți acum, dumneavoastră. Nu pentru că ne-am unit doi sau mai mulți oameni care sunt sceptici, dar avem toate motivele să ne speriem și nu ne dorim, pentru că este un punct de cotitură pentru noi și Timișoara are o șansă, ar avea o șansă ca oamenii să simtă orașul altfel, să se simtă mândri și pur și simplu să revigorăm zona de cultură, care trebuie să recunoaștem, de ceva timp e căzută. Da, însă e nevoie, așa cum presa taxează greșelile politicului, trebuie să taxeze și greșelile administrativului care gestionează banul, fiindcă nu numai politicul hotărăște câteodată și trebuie să vă implicați mai mult, adică sprijiniți-i pe privat, sprijiniți-i pe oamenii de cultură care vor să facă ceva bine, fiindcă sunt mulți. Gândiți-vă că opera are acum spectacol la noi în grădina filarmonică. Gândiți-vă că teatru este în stradă. Deci toată lumea face ceva. Și dumneavoastră sunteți actorul mediatic de multe ori mai important decât actorul care este pe stradă, să știți. Încercăm să fim alături, încercăm să creionăm și încercăm să subliniem tocmai pentru ca oamenii și să și facem lumină un pic din perspectiva și omului care privește și nu mai înțelege nimic din ceea ce se întâmplă. Exact. În spatele tuturor acestor discuții, omul își creează propriile scenarii prin care află că se derulează bani, cineva a plătit pe altcineva, cineva sapă pe altcineva. Este un scenariu în care parc din
care parcă nu mai ieșim. Domnul Grucovski, la nivel privat, nimeni nu poate să comande unei firme ce să facă și cui să dea banii. Dacă e vorba de banul public care este plătit din cotizațiile mele și din salariul meu și aia altă, atunci trebuie să dăm trebuie, nu e seama. Și așa făcută este. Atenție. Și nici toate fondurile trebuie să fie transparente. Mulțumesc tare mult, domnule Gâlboni, și vă dorim succes în toate proiectele. Avem nevoie de expertiza dumneavoastră și aș vrea să, ca următoarea noastră întâlnire să vă găsească un pic mai optimist și cu câteva... Îmi cer scuze, poate, pentru tonul ușor agresiv, însă... Perspective mai bune. În afară de banii de salarii și de utilități la filarmonică și bani foarte, foarte puțini pentru invitați și oaspeți, așa, soliști, suntem foarte săraci, vă spun cinstit. O să vină în septembrie o mare solistă, Leonsca, la Timișoara, care vine pe relații personale, deși nu o să mai fiu în perioada respectivă, îmi expiră mandatul, o să mă ocup de bunul meu, pentru că știți cum e. Este o promisiune făcută și trebuie onorată. Sunt foarte multe extra cheltuieli care trebuie să făcute. Nu știu ce va fi. O să vedem, instanța va judeca. O să fim aproape și o să ținem, o să noi ne informăm și o să anunțăm de aproape tot ceea ce înseamnă cursul și al proceselor, dar și cel mai mult trebuie să recunoaștem că așteptăm și expertiza dumneavoastră să fie valorificată și să se îndrepte spre zone de evenimente culturale interesante, pentru că asta ați făcut până acum. Mulțumesc tare mult și dumneavoastră vă mulțumim și vă dorim să vă fie bine.